Șanse mari ca în viitorul apropiat calea ferată dezafectată Păuliș-Lunga Brat să fie introdusă în circuitul turistic. În urma memoriului trimis de către prefectul județului Hunedoara, ministrului transporturilor și infrastructurii, ieri, instituția prefectului a primit răspunsul ministerului privind posibilitatea deblocării situației referitoare la proiectul prin care se va pune în valoare fosta cale ferată. Cei peste 30 de kilometri care șerpuiesc printre dealuri între Păuliș-Lunca și Brad, pe locul fostei căi ferate ce tranzitează 5 unități administrativ-teritoriale, respectiv Brad, Luncoiu de Jos, Șoimuș, Băița și Vălișoara, vor putea fi puși în valoare. Mai exact, pe locul fostei linii ferate, care în mare parte nu mai există, va putea fi amenajată o pistă pentru bicicliști, iar traseul ar urma să fie inclus într-un circuit turistic internațional. Această cale ferată a fost dezafectată de mult timp, nu mai există, iar dorința celor 5 primari sau oamenilor din zonă este de a da o nouă formă și o nouă utilitate a acestui traseu, și anume prin faptul de a se constitui o pistă de biciclete sau un obiectiv turistic de interes național și chiar internațional. Am primit acest memorandum prin faptul că am tot avut discuții cu cei de la CFR Timișoara. Mi s-a dat un răspuns că ar trebui cele 5 UAT-uri să facă un studiu prin care să vină către Comisia Tehnică Economică a CFR-ului și apoi să încerce să preia exact terenul aferent acestui traseu. Pentru a urgenta acest proiect, prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a transmis Ministerului Transportului și Infrastructurii un memoriu pentru trecerea terenurilor aferente acestei linii feroviare dezafectate din domeniul public al statului în domeniul public al celor 5 localități hunedorene. Ieri a primit și răspunsul celor de la minister. Ne sugerează să se purceadă la un studiu. O să am o discuție cu cei 5 primari, chiar astăzi le trimitem o adresă în acest sens. Soluția ar fi ca dânsul să se constituie într-un asociație de dezvoltare intercomunitară, să încerce să facă acest studiu, iar pe partea de fonduri prin tranziție justă să poată să fie finanțat acest proiect. Lucrările la această cale ferată au demarat la sfârșitul anilor 30, iar jumătate de secol mai târziu, la 12 decembrie 1987, tronsonul feroviar a fost inaugurat de Nicolae Ceaușescu, aflat în primul tren care a circulat vreodată pe întregul traseu de 36 de kilometri, pornind de la Brad spre Deva. 100 de ani mai târziu, în 1997, o alunecare de teren produsă în apropierea viaductului Peștera i-a pecetluit soarta. În anii următori, cea mai mare parte a căii ferate a fost dezafectată.